Pădurarul a băgat spaima într-un sat întreg la finalul lunii ianuarie, când și-a alergat amanta cu pistolul. Bărbatul a tras cu acesta după femeie, însă spre norocul acesteia glonțul a nimerit doar un geam. Omul era supărat că amanta își găsise pe altcineva. Era gelos pe ea? Auzi, nu te clar ridică. Era gelos pe ea? La audier, bărbatul le-a declarat anchetatorilor că totul a fost în legitimă apărare. De ce ați tras în partenera dumneavoastră? Regretați? Ce s-a întâmplat? V-a înșelat? Pistolarul se află în arest din 25 ianuarie, iar magistrații tribunalului Gorj au decis să-i prelungească mandatul de arestare preventivă cu încă 20 de zile. Între timp, pădurarul a rămas și șomer după ce conducerea ocolului Silvic i-a reziliat contractul cu instituția. Pentru fapta sa, pădurarul riscă să petreacă între 7 și 15 ani după gratii.